Frați dragi și surori dragi, în dimineața aceasta va sta înaintea noastră unul din adevărurile începătoare ale Domnului nostru Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că îi vom pune din nou temelia. Nu, temelia a fost de mult pusă, dar e bine, din când în când, e drept, mai rar, să reafirmăm adevărul acesta care se găsește pe pagine Sfintelor Scripturii. Veți vedea că mesajul de astăzi din Epistola 1 Corinteni este despre cei morți pentru cei vii. Într-o zi și noi vom părăsi lumea aceasta. Și este bine să ne aducem aminte încotro ne vom îndrepta. Așadar, din ciclul de mesaje biblice din prima epistolă către Corinteni, intitulate Biserica dincolo de aparență, am ajuns la finalul capitolului al 15-lea, de unde vom citi, începând cu versetul 35 până la finele acestui capitol. Pagina Sfântă a Bibliei, 1126. Aici este pus un titlu de Dumitru Cornilescu care spune așa: Cum vor învia morții? Dar va zice cineva, cum învie morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești, ce semeni tu nu învie dacă nu moare mai întâi. Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă să fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește, și fiecărei semință îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor. Altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. Este semănat în ocară și învie în slavă. Este semănat în neputință și învie în putere. Este semănat trup firesc și învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul dintâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde este biruința moarte? Unde este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, în concluzia textului nostru de astăzi, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Apropo, să-mi îngăduiți, vă rog frumos, o paranteză. Una din cele mai mari temeri ale lumii din care noi facem parte
ale majorității oamenilor este teama de plecare din lumea aceasta spre veșnicie. Zice Sfântul Pavel, prin cuvântul ce l-am citit în această zi, că noi n-ar trebui să ne temem. Noi ar trebui să ne ținem de chemarea ce ne-a dat-o Domnul. Să facem lucrarea lui Dumnezeu, că la urmă ne așteaptă, ați auzit, o răsplată care este veșnică. În altă parte, Sfântul Pavel spunea că vom fi totdeauna cu cine? Cu cel pe care l-am urmat și l-am slujit. Binecuvântat să fie numele Lui. Aș vrea să-mi îngădui să mă rog lui Dumnezeu să-mi dea inspirație, să-mi dea putere, să-mi dea ungere proaspătă și acest cuvânt să fie folositor pentru poporul lui Dumnezeu din locul de față și nu numai. Pentru oamenii care ne urmăresc prin intermediul internetului, Evanghelia din această zi să le străpungă inima și să ia decizii înțelepte ce privesc viața și veșnicia. Doamne ajută! Plecăm capetele și mă voi ruga. Tatăl nostru din ceruri, stăm înaintea Ta, ești Marele Domn și Dumnezeu, Stăpânul vieților noastre și îți mulțumim că în această dimineață stăm în prezența Ta, în casa Ta de rugăciune și zicem din toată inima ca slăvit să fie numele Tău. Mulțumim că ne-ai mai dat o zi de viață, ne-ai binecuvântat cu îndurare, cu bunătate, Doamne. Am simțit prezența Ta de dimineață, Doamne, în viața noastră și ne bucurăm aici, fiind la părtășie, în casa de rugăciune, că ești prezent, Doamne, alături de poporul Tău. Ești Cel ce știi să înviorezi. Ești Cel ce știi să motivezi, ești Cel ce știi să ridici, Doamne, poveri, să ridici păcate, Doamne, să tămăduiești oameni de diferite boli. Doamne, cuvântul Tău este adevărat. Fă-l autentic pentru viața noastră și în această zi. Dă-ne o perspectivă, Doamne, asupra acestui cuvânt. Am nevoie de ungerea Ta proaspătă, Doamne. Am nevoie de însoțire și de călăuzire din partea Sfântului Duh, fiindcă Evanghelia de astăzi, Doamne, ne dorim să pătrundă inimile, să cerceteze mințile auditoriului, Doamne. Cercetează și pe cei care ne urmăresc de la distanță prin intermediul internetului, să înțeleagă și ei că există o lume dincolo de lumea aceasta, că există eternitate care va fi reală și că trebuie să ne pregătim sufletele pentru momentul întâlnirii cu Tine, Doamne Dumnezeule. O, fie dimineața aceasta o dimineață îmbelșugată pentru noi, Doamne, în care să înțelegem că încă ai har, încă ai îndurare, Doamne, încă ai bogăție binecuvântată pentru sufletul nostru. Îți mulțumim, Doamne, că ai pregătit pentru noi un destin veșnic, un loc în care să fim împreună cu Tine și în care să ne bucurăm o eternitate. Binecuvântat să fie numele Tău. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat, Tată din ceruri, și îți mulțumesc că m-ai ascultat. Amin. Vă invit acum să vă reașezați. Frații mei, permiteți-mi și mie să vă salut cu mult drag și să apreciez prezența dumneavoastră la casa de rugăciune de astăzi. M-am bucurat din tot sufletul meu de închinarea care a avut loc la casa de rugăciune în această zi. M-am bucurat că am avut oportunitatea să ne apropiem de Domnul, să ne apropiem unii de ceilalți și împreună cred că ne-am străduit să aducem o închinare plăcută lui Dumnezeu. Urmează acum să ne apropiem de o întrebare care, pe de o parte, este interesantă, iar pe de altă parte este deosebit de importantă întrebarea aceasta, și anume, învierea morților, ficțiune sau realitate? Mai spun o dată. Învierea morților, ficțiune sau realitate? Cred că cuvântul realitate nu necesită o explicație amănunțită. Toți știm ce este ceva real sau o realitate. Termenul acesta este un uzual cunoscut de noi oamenii și nu trebuie să intrăm în detalii ca să le explicăm.
În schimb, poate cineva ridică următoarea întrebare. Ce înseamnă cuvântul ficțiune? La ce se referă acest cuvânt? Ficțiunea este ceva ce nu corespunde realității. Ficțiunea este ceva ce nu potrivește cu realitatea. O născocire, dacă vreți să vă dau un alt exemplu, a imaginației omului cu privire la ceva anume. Și atunci se pune întrebarea în această zi, că probabil ați auzit și dumneavoastră oameni care spun, nici vorbă, vezi-ți de treabă. Nu o să fie nicio înviere a morților, dar ce, a venit cineva de pe lumea cealaltă? Totu-i poveste și basm. Vorbe din astea ale oamenilor. Ba, mai sunt unii dintre pământeni care ne consideră pe noi pocăiți, zice, pocăiți ăștia sunt cam îngrămădiți la minte, au un orizont îngust. Cum să existe, Domnule, o înviere a morților? Și pentru mulți dintre pământeni, învierea morților este o ficțiune, o născocire a imaginației omului. Revin la întrebarea aceasta. Învierea morților, ficțiune sau realitate? Am citit cândva un sondaj undeva care s-a făcut pe 2400 de persoane cărora li s-au adresat mai multe întrebări, printre care amintesc următoarele. Persoanele acestea, 2400, au fost întrebate dacă ele cred pe de adevăratele în Dumnezeu. Știți câte au răspuns că au credință în Dumnezeu? 87% au afirmat că ei cred în Dumnezeu. Cei 2400 au fost întrebați, dacă voi credeți în Dumnezeu, crede și că va fi o înviere a morților. Acum auziți rezultatul. 51% dintre ei au răspuns în felul următor. Nu știm dacă va exista o astfel de înviere. Așa că nu putem să ne pronunțăm dacă noi credem sau nu în învierea morților. Nu vi se pare paradoxal? 87% au afirmat că ei cred în existența lui Dumnezeu. În schimb, din procentul acesta, 51% au spus că ei nu pot afirma clar dacă cred sau nu în învierea morților, că ei nu știu dacă există așa ceva. Deși în crezul creștin se afirmă cu punct și virgulă foarte clar. Cred în învierea morților și în viața care va să... Adică se afirmă foarte concret că există o înviere a morților și există o veșnicie. Legat de învierea aceasta a morților, două întrebări au stârnit interesul oamenilor în cursul anilor. Prima întrebare. Cum se poate ca un trup descompus care a ajuns să putrezească la un moment dat să învie? Se poate una ca asta? Auzi, să-ți fie depus trupul într-un sicriu, sicriul acela să fie depus în pământ, trupul respectiv să se descompună, la un moment dat să putrezească și se poate cândva în istoria umanității să fie o înviere a acelui trup? Apoi a doua întrebare care a stârnit interesul oamenilor legată de prima a fost următoarea. Dacă trupul acesta care se descompune și putrezește va învia totuși, ce fel de trup
va avea cel care va învia în ziua aceea. Va fi un trup identic cu cel care a fost depus în pământ, în țărâna pământului, sau va fi un alt fel de trup? Cei mai mulți dintre sceptici, dintre oamenii care au ridicat întrebări cu privire la învierea morților, fac o mare greșeală. Ei gândesc că trupul care va învia va fi identic cu cel ce l-a avut omul când a trăit pe pământ. Realitatea este însă alta. La înviere, trupul omului va avea înfățișarea celui prezent. Da, trupul înviat va avea înfățișarea celui prezent, însă materia și natura trupului înviat vor fi total diferite de trupul actual. Așadar, dacă învierea morților este o realitate, întrebarea se pune: care sunt lucrurile care trebuie să le știm noi creștinii, credincioșii Domnului, cu privire la învierea morților? Și acum dați-mi voie să vă spun, n-aș vrea să fiu nostalgic. Știu că sună cumva să nu fii la o slujbă de înmormântare și să vorbești pe subiectul acesta. Însă dați-mi voie să vă spun, noi în fiecare moment, în fiecare zi, trebuie să ne gândim și să luăm în calcul că viața este scurtă, venim pe rând și se mai întâmplă să plecăm pe sărite. Sau auzim și colo și colo, și în partea cealaltă, și n-am cunoscut noi pe cutar, și Domnul a fost tare, puternic, și n-a fost la o vârstă înaintată. Și dăm din numeri și ne mirăm și folosim noi anumite expresii. Nu ne vine să cred. Și cutare a murit. Și cutare a plecat dintre noi. Ba o boală, ba un accident fulger, ba un infart. Ba! Care sunt lucrurile ce noi trebuie să le cunoaștem cu privire la învierea morților? Primul adevăr. Învierea morților se va face într-un trup diferit de cel prezent. Învierea morților, ne spune Sfântul Pavel, se va face într-un trup diferit de cel prezent. Și Pavel, ca să fie specific, ca să fie coerent și foarte clar, ne prezintă patru mari diferențe între trupul actual și trupul ce-l va primi omul la înviere. Haideți să urmărim cele patru diferențe. Prima, trupul prezent, zice Sfântul Pavel, este supus putrezirii, în schimb trupul înviat va fi nesupus putrezirii. Aceasta este prima mare diferență între trupul prezent și trupul ce noi îl vom primi la înviere. Am ce înseamnă un trup supus putrezirii? Ce ziceți, trupul acesta ce îl avem noi astăzi, să se deteriorează încetul cu încet? Se strică? Ba te doare o măsea, un dinte, ba migrene, ba probleme la plămâni, la inimă, apare romantismul, reumatismul. Îmbătrânește trupul nostru. Obișnuiți să vă mai uitați din când în când în oglindă. Vorba cuiva, ar trebui să ne uităm și la CNP. Viața trece. Asta înseamnă un trup supus putrezirii. Trupul actual îmbătrânește, se deteriorează, apare boala, moare, se descompune la un moment dat. În schimb, trupul înviat. Vă întreb, pe trupul care îl vom avea la înviere, vor apărea riduri? Va încărunți părul? Va muri vreodată acel trup? Vom mai vorbi atunci de cancer în metastază?
de operație la rinichi, de operație la inimă, de nu știu ce intervenții chirurgicale. Trupul înviat va fi liber de păcat, va fi liber de depravare. Nu va mai trece prin boală, prin îmbătrânire, prin deteriorare. Nu va mai muri. Aceasta este prima mare diferență subliniată de cuvântul lui Dumnezeu astăzi între trupul actual și trupul ce-l vom primi la înviere. A doua diferență, zice Sfântul Pavel așa, trupul actual este îngropat în ocară. În schimb, trupul înviat va fi un trup de slavă. Știți că fiecare trup în cele din urmă va fi dat de rușine? Cum adică vei zice tu în această zi și voi zice eu, trupul ăsta al meu de care am grijă în fiecare zi? Va veni vremea în care va fi dat de rușine, va fi degradat și lipsit de tot ce are și va ajunge o mână de țărână. Da, asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu în această zi. Că fiecare trup, indiferent că ai fost înalt, mai scund, un pic mai bine făcut, mai știu eu cum, nu va mai conta frumusețea atunci. În schimb, trupul înviat va fi unul de slavă, zice Sfântul Pavel, care va locui în lumină, care va locui în strălucire, care va locui în splendoare, care va locui în paradisul veșnic. E mare diferență între un trup de ocară și un trup de slavă. Nu-i curios lucru că adesea ținem așa de mult la trupul acesta, care în cele din urmă va fi făcut de ocară? Știți care e sinonimul cuvântului ocară? Cuvântul dispreț. Așa va ajunge trupul acesta fizic. În schimb, zice Sfântul Pavel, orientați-vă spre altceva. Există veșnicie, va exista un alt trup care îl vei primi la înviere. E trup de slavă și e diferență între slavă și ocară. E mare diferență. Apoi prezintă Sfântul Pavel a treia diferență între trupul actual, ce-l avem noi oamenii, și trupul ce-l vom primi la înviere. Zice Pavel așa, trupul prezent, în al treilea rând, este îngropat în neputință. În schimb, trupul ceresc este înviat în putere. În timp ce trupul nostru actual este supus bolilor, este supus neputințelor, este supus infirmităților, este supus limitelor, trupul învierii va fi un trup perfect. Lipsit de infirmități, lipsit de boli, nu vei mai căuta doctorul de familie, nu te vei mai duce la farmacie, nu-l vei mai îmbrăca iarna cu nu știu câte perechi de haine și vara că abia suporți căldura la 35-40 de grade. Trupul înviat va fi lipsit de necazuri, de accidente, de suferințe, de vulnerabilități. De ce? Zice Sfântul Pavel, va învia în putere. În schimb, trupul ăsta, cum l-a descris Pavel? Neputincios. Apoi Sfântul Pavel prezintă a patra diferență între trupul actual al omului și trupul înviat. Trupul prezent, zice Pavel, este îngropat ca trup firesc. În schimb, trupul înviat va fi unul duhovnicesc. Ideea este următoarea. Trupul înviat va avea o altă compoziție, fiindcă oameni buni, frații mei, surori dragi, va fi proiectat pentru o altă lume. Pentru lumea eternității.
care este veșnică și pentru o altă dimensiune. De aceea va fi un trup perfect, diferit de cel actual. De aceea nu va mai gusta deteriorarea, de aceea nu va mai gusta îmbătrânirea, de aceea nu vor mai apărea ridurile, nu vei mai încărunți, nu vei mai avea parte de moarte, nu vei mai putrezi, fiindcă vei fi veșnic și veșnică. Așadar, prima lecție din textul nostru este aceasta. Învierea morților, vreau să reținem acest adevăr, se va face într-un trup diferit de cel prezent. Al doilea adevăr din textul nostru de astăzi, sau dacă vreți, a doua lecție ce învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu se încurce nimeni și să nu trăiască nimeni în confuzie, Sfântul Pavel zice așa în al doilea rând, învierea morților este ilustrată pe înțelesul tuturor oamenilor. A, că sunt oameni care cred că învierea este un bas, o poveste așa, căreia nu trebuie să-i dăm crezare și să uităm. Ăștia-s oamenii care nu se uită în Scripturi și nu privesc realmente fața realității lucrurilor din lumea noastră. Oameni dragi, natura, zice Sfântul Pavel, e plină de exemple care arată clar omenirii, posibilitatea învierii. Așa că învierea nu este o ficțiune, este clar cât se poate o realitate. Pavel prezintă două ilustrații din viața de zi cu zi, din viața reală, pentru a întări ideea învierii morților pentru oamenii care o pun sub semnul întrebării, arătând la toți, prin aceasta Sfântul Pavel, că învierea este ilustrată pe înțelesul tuturor oamenilor. Prima ilustrație, ce ne-o prezintă Pavel în textul de astăzi, este ilustrația cu sămânța. Sămânța, zice Sfântul Pavel, nu poate să trăiască dacă nu moare mai întâi. Adică e nevoie să treacă prin moarte ca să existe o înviere a sămânței și să apară o plantă. Observați, zice Sfântul Pavel, sămânța are în ea potențialul unei vieți noi și a unui trup nou, dar nu produce acea viață și acel trup, zice Sfântul Pavel, până când mai întâi nu moare. Apoi un alt detaliu foarte important despre sămânță. Sămânța care se seamănă este doar o sămânță. Nu este planta în sine care apare ulterior. Sămânța este total diferită de noua viață și de noul trup al plantei. Cu alte cuvinte, ceea ce iasă din pământ este total diferit de ceea ce este pus în pământ. De aceea trupul care va învia va fi total diferit de trupul actual. Doar la înfățișare va fi la fel. Dar ca și materie, ca și conținut, va fi diferit. Apoi încă un aspect semnificativ. Dumnezeu este Cel ce dă seminței propriul ei trup. Cu alte cuvinte, în spatele întregului proces se află Dumnezeu. El este Cel ce face ca sămânța care moare să învieze într-o plantă. Planta respectivă învie din moartea seminței. Dacă n-ar fi pusă sămânța în pământ și n-ar muri, n-ar învia acea plantă. Iar în spatele întregului proces, zice Sfântul Pavel, că este unul și același și singur Dumnezeu.
Apoi ne dă Sfântul Pavel o a doua ilustrație. Ca să înțelegem că nu-i un basm învierea aceasta a morților, că nu e o poveste născocită de vreun om și că ea este o realitate, Pavel ne prezintă ilustrația cu trupurile pământești și trupurile cerești. Și ce Pavel așa, trupurile de pe pământ sunt diferite de cele din cer. Fiecare diferă de celălalt. E o diferență între ele. Inclusiv, zice Pavel, soarele, luna și stelele diferă între ele. Chiar și o stea diferă de o altă stea. Ideea e următoarea. Oriunde te uiți, vezi un număr nelimitat de trupuri diferite. Că universul lui Dumnezeu, oameni buni, este plin de semănat. Universul lui Dumnezeu este plin de creștere. Universul lui Dumnezeu este plin de viață. Universul lui Dumnezeu este plin de organizare și reorganizare. Universul acesta este plin de dezintegrare și de renaștere. De aceea, n-ar trebui să fim surprinși că va fi o înviere a morților când vom primi o altă natură și un alt trup diferit de cel actual. Din contră, ar trebui să fim convinși din toată inima și cu toată ființa că învierea morților este o realitate. Care sunt lucrurile ce noi trebuie să le știm despre învierea morților? Că ea se va face într-un trup diferit de cel prezent. Doi, că ea a fost și este ilustrată pe înțelesul tuturor oamenilor. Ca nu cumva cineva să trăiască în confuzie, nu cumva cineva să-și pună semne de întrebare și să spună eu nu cred că există așa ceva. Ba da, zice Pavel, adresându-se cuiva prin textul de astăzi, nebun ce ești! Tu nu vezi că pui sămânța în pământ, sămânța moare și răsare de acolo plantă? Nu observi trupurile cerești și cele pământești. Nu vezi că există diferență între ele? Că unele sunt într-un fel și celelalte sunt în alt fel? Adică, zice Pavel, chiar ne trebuie foarte multă filozofie și explicație să pricepem lucruri? De aceea le numea tot Sfântul Pavel adevăruri începătoare ale lui Hristos, și a zis Pavel, noi nu vom pune încă o dată temelia acestor adevăruri începătoare. Merg acum la cel de-al treilea aspect al predicii și ultimul, cu privire la realitatea învierii morților. Învierea morților, în al treilea rând, zice Sfântul Pavel, necesită o schimbare radicală a trupului. Se impune asta. Nu se poate altfel. Învierea morților necesită o schimbare radicală a trupului. Și aici vreau să subliniez două realități. Prima, transformarea radicală a trupului este necesară, zice Sfântul Pavel. Iar în al doilea rând, transformarea radicală a trupului este o revelație complet nouă. Există două motive pentru care transformarea aceasta radicală a trupului este necesară. Mai întâi, trupul nostru omenesc actual este făcut din sânge și din carne. Trupul acesta este fizic, nu spiritual. Trupul acesta a fost făcut pentru pământ, nu pentru cer. Materia și substanța lui este una fizică. Trupul actual aparține pământului, nu împărăției lui Dumnezeu. E făcut pentru a trăi în dimensiunea limitată, terestră, a acestei lumi. O dimensiune fizică. Nu lumea imaterială și spirituală veșnică. Apoi ne mai spunea ceva Sfântul Pavlas. Trupul actual este supus putrezirii. El îmbătrânește, se strică, se deteriorează. Apoi va fi momentul când trupul va muri.
De aceea, pentru a deveni nesupus putrezirii și pentru a moșteni împărăția lui Dumnezeu, transformarea asta radicală, zice Pavel, este necesară. De asemenea, transformarea radicală a trupului este o revelație complet nouă, la care omul n-ar fi avut acces, zice Pavel, dacă Dumnezeu nu i-ar fi descoperit acest lucru. Ia auziți ce zice Pavel în versetul 51. Iată, vă spun o taină, un secret. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Acest cuvânt, taină, înseamnă în traducere mot-a-mo revelație, descoperire, ceea ce doar Dumnezeu ar fi putut descoperi omului. Omul n-ar fi putut niciodată să afle prin sine însuși că există o înviere a morților. Dacă Dumnezeu n-ar fi revelat omului această realitate, învierea este o revelație, dacă vreți, o descoperire ce Dumnezeu a ales să o descopere omului, să anticipeze ceea ce va urma. Observați, sunt trei lucruri menționate în textul de astăzi cu privire la necesitatea transformării radicale a trupului. Mai întâi, zice Sfântul Pavel, învierea îi implică atât pe cei vii cât și pe cei morți. La revenirea Domnului Iisus Hristos vor exista credincioși care vor fi încă în viață, ne spune Pavel, și unii care vor fi murit deja. Ideea este următoarea, atât cei vii care vor fi atunci în viață cât și cei morți vor primi trupuri noi. De aceea, schimbarea asta, transformarea asta radicală, este necesară. Să nu uităm asta, învierea îi va implica în acea zi atât pe cei vii, adică care vor fi prinși încă în viață, cât și pe cei morți. Trupurile tuturor vor fi schimbate și vor fi diferite de cele actuale. Apoi zice Pavel, învierea va fi o schimbare rapidă și bruscă la o clipeală din ochi. Ideea este următoarea, că evenimentul acesta al învierii se va produce atât de repede încât momentul acela nu va putea fi împărțit. Nu vor fi două clipe, nu vor fi trei momente, va fi un singur moment. Învierea se va produce așa de repede și așa de brusc, încât zice Pavel, n-ai timp să clipești a doua oară. E suficient să clipești odată și s-a produs transformarea asta radicală a trupului. Apoi trebuie să știm că învierea aceasta va avea loc la sfârșitul vremurilor. Expresia din cuvântul de astăzi, la ultima trâmbiță, se referă la sfârșitul lumii, în forma pe care noi o vom cunoaște, la sfârșitul vremurilor. Va fi ultima trâmbiță, oameni dragi, care va suna vreodată pe pământ. Versetul 52 ne spune, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. De aceea, zicea Pavel în concluzie, prea iubiții mei frați, și cuvântul acesta e valabil și pentru surori. Chiar dacă este la masculin, sunt și surorile parte din realitatea aceasta. Zice, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Dragul meu, dă-mi voie să te întreb acum la final de mesaj. După Evanghelia din această zi, dumneata, tu care ești mai tânăr, mai tânără, ce crezi? Învierea morților va fi o ficțiune sau va fi o realitate? Crezi din toată inima ta că va exista o astfel de zi, o zi extraordinară în istoria umanității, când morții vor fi aduși la viață, vor învia și în spatele întregului proces
va fi stăpânul marelui univers, Domnul domnilor, Dumnezeu cerului și al pământului, cel adevărat, cel preanalt, cel veșnic. Stau și te întreb în această zi, ești pregătit pentru acel moment? Ești pregătită pentru a primi un trup nou, diferit de cel actual? Ești pregătit pentru a părăsi trupul acela de ocară și a primi un trup de slavă? Pentru a fi cu Dumnezeu o veșnicie? Ești tu pregătit pentru acel moment? Este o cântare care zice: ești pregătit să zbori când ceasul va suna, ești pregătit să zbori când El te va chema. Hai să stăm ridicați. Ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit, întoarce-te și tu, ca să fii mântuit. Mai cântăm o dată corul. Ești pregătit să zbori când ceasul va suna, ești pregătit să zbori când El te va chema. Ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit, întoarce-te și tu, ca să fii mântuit. Cântăm și prima strofă. Se duce viața ca un vis și zilele se duc și vin, dar noi zburăm spre paradis, spre viață sau spre chin, spre slava cerului senin, sau spre atânc întunecos, spre veșnicie sus sau jos, fără sfârșit. Cântă din toată inima și meditează. Ești pregătit să zbori când ceasul va suna, ești pregătit să zbori când El te va chema, ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit, întoarce-te și tu, ca să fii mântuit. Vreau să ne luăm câteva momente de cercetare, momente personale care să stăm în fața lui Dumnezeu și să ne gândim la acel moment. Viața oricum trece, că vrem sau că nu vrem, nu noi dispunem de lucrul acesta. Omul face propuneri, dar cel care dispune este Dumnezeu. Noi am vrea să trăim vorba aceea de demult, până la adânci bătrânețe și să fim și fericiți. Și omul zice, dacă om gusta fericirea în lumea asta, o fi bine, că cine știe dacă o fi ceva pe lumea cealaltă. Oameni buni, să nu ne înșelăm. Există viață după moarte. Învierea este categorică. Învierea morților este o realitate. Nu ne jucăm cu vorbele. Este adevărul grăitor a Sfintelor Scripturi. Și în fața acestei realități nu poți decât să te evaluezi, să te cercetezi, să te gândești, sunt eu pregătit dacă în momentul următor trebuie să părăsesc această lume și să plec în veșnicie?
Aș vrea să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ajută-ne să fim pregătiți. Doamne, ajută-ne să ne sfințim. Dacă trebuie să ne pocăim, Doamne, dă-ne puterea aceasta a căinței, a proșternerii, a smereniei, a pocăinței. Doamne, dacă n-am avut credință în Tine cu adevărat până astăzi, Doamne, dă-mi credință adevărată în numele Tău. Dacă trebuie să faci pasul botezului în apă și încă n-ai încheiat legământ cu Domnul în apă și în această zi te-a cercetat cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu și ai înțeles că există o perspectivă, că există o altă lume, există lumea veșnică a lui Dumnezeu. Cercetându-te în fața realității acestui cuvânt, spune lui Dumnezeu în ființa ta, Doamne, ajută-mă și pe mine să nu ratez ocazia aceasta. Să nu dau cu piciorul în această oportunitate. Doamne, adu vremea să fac și eu pasul acesta spre Tine. Și apoi mulțumește lui Dumnezeu că va fi o zi a învierii. O zi în care transformarea radicală a trupului se va produce. O zi în care te vei întâlni cu Cel pe care L-ai slujit și L-ai urmat toată viața și vei petrece o veșnicie în prezența Lui. Mulțumește Lui Dumnezeu din toată inima și apoi încredințează-ți casa, familia, pe toți cei dragi în mâna cea bună a Lui Dumnezeu și spune Lui Dumnezeu, Doamne, cu Tine, cu Tine vreau să trăiesc în fiecare zi. Haideți să ne rugăm!